Un nou sezon, miezul problemei din 1 martie. Denis Ciurinaru și profesor universitar dr. Mircea Coșa dezbat în fiecare joi și vineri de la ora 17 cele mai importante probleme economice, sociale, politice și nu numai. Prețurile vor crește în principal la alimentele de bază. Asta pentru că, pe de o parte, s-a scumpit energia, s-a scumpit gazul, s-a scumpit energia electrică, au crescut anumite impozite, s-a complicat fiscalitatea. Ce aștept de la clasa politică să încerce să arate acestui popor că suntem o entitate unită. Să încerce să ne arate că această unire trebuie să plece de la ei. Nu neapărat să se împace în ideologie, să aibă aceeași platformă, dar să înțeleagă că e nevoie ca anumite proiecte mari pe care România trebuie să le facă, nu numai cu autostrăzi, dar gândiți-vă la școală, la sănătate, la tot ceea ce înseamnă instituțiile statului, să fie concepute ca proiecte pe termen mai lung. Țin să precizez faptul că miezul problemei și în 2018 va rămâne o emisiune echilibrată. Într-o perioadă, în niște vremuri destul de tulburi, așa, pe care le traversăm, o perioadă în care, cum să spun, dezechilibrele sunt la ele acasă, în politică, administrație, economie și așa mai departe. Aici, în emisiune, ne propunem ca toate temele pe care le abordăm să fie luate, discutate și gândite într-o manieră, cum să spun, corectă. Cred că ăsta este termenul. Lipsa autostrăzilor, sistemul de sănătate muribund, salariile bugetarilor sau pensiile speciale, educația în derivă, birocrația în exces, totul sub lupa experților prezenți în platoul emisiunii găzduite de Național TV. Nu pierdeți prima ediție din noul sezon, în 1 martie.